Pandurii par favoriți după calculele hârtiei, dar ce se au jucat bine cu Petrolul în etapa trecută? Mogoșanu nu se poate baza la această întâlnire pe Matsu, Bancu și Popov, dar declară că merge la Severin să câștige. Sunt o echipă omogenă cu multe automatisme de joc, trebuie să fim atenți la acest lucru și o echipă care cu siguranță probabil că nu va avea o încărcătură deosebită vis-a-vis de rezultat. Încărcătură mai mare vis-a-vis de rezultat vom avea noi, ne vom dori foarte mult victoria, însă va trebui să fim foarte echilibrați și să nu facem greșeli defensive. O echipă bună, jocau bine din mult timp împreună și noi trebuie să facem ce știm și ce am făcut la Petrol acasă. Eu am avut accidentare gravă și le ultime două meciuri am simțit că puteam să joc, dar împreună cu stafful tehnic am decis că e mai bine pentru mine și pentru viitorul. Mai bine să fiu pregătit acum și să joc două meciuri și după iar facem o recadută. Am decis împreună cu stafful tehnic și cred că a fost cea mai bună decizie. Derbiul Oltenii cu Pandurii Târgu Jiu este programat luni de la ora 18 pe stadionul municipal din Turnul Severin.